Liderii organizației județene ALDE sunt de părere că participarea pe cont propriu la alegerile parlamentare este varianta cea mai bună. În această perioadă, filiala Liberalilor și Democraților se află în reorganizare. Alegerile parlamentare sunt total diferite de alegerile locale sau de cele prezidențiale. Acolo omul nu mai alege neapărat persoana care candidează, alege și partidul. Și știm că partidul nostru se bucură în județ, dar și în țară, de o simpatie. Facem o analiză corectă a tuturor secțiilor de votare, a activității președinților de cartier. Avem legături cu toți factorii de răspundere din municipiul Giurgiu. Discutăm cu oamenii. O parte din ei se retrag pentru că au diverse probleme personale și atunci trebuie să îi înlocuim. Așa că această perioadă o folosim la maxim pentru, să-i spunem așa, în ghilimele, cum îi spun eu, reorganizarea și la nivel de municipiu. Conducerea filialei ALDE și-a propus printre obiectivele principale constituirea de organizații și în cele 14 localități unde nu există încă structuri înființate. Liberal-democrații spun că vor să îndeplinească acest obiectiv până la sfârșitul lunii august.